Bine, băieți, și bine am găsit la un episod din seria noastră zilnică de Samp. Bă, în episodul de astăzi vreau să vă arăt ultimele update-uri care au fost adăugate pe server. Questul de Halloween plus job nou, care încă nu e băgat, dar cred că astăzi, de fapt, când vedeți voi clipul, cred că o să fie deja pe server. Nu o să pot să intru pe beta să vă arăt exact cum, în ce constă jobul și cum arată tot sistemul de la nou job, dar o să vă vorbesc despre el și puteți să găsiți totul pe canal la Răduc. Dar înainte să începe videoclipul, nu uitați să apăsați acolo pe buton de like și dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, pentru că am văzut că peste 40%, adică aproape jumate din persoanele care se uită la clipurile mele nu sunt abonate. Mi apare pe YouTube procentajul și dacă tot vă uitați, apăsați și voi pe buton de subscribe și aprindeți clopoțelul să primiți notificări când suntem live sau când postez un clip nou. Și start cu quest. Bă, questul de Halloween cred că îl știți. S-a adăugat și un crate nou. Am procesor GG. S-a adăugat și un crate nou, nu pot să-l deschid să vă arăt ce premii sunt, dar puteți să găsiți voi premiile pe forum, dacă nu mă înșel. Și, da mă, questul de Halloween îl știți, care l-am arătat eu pe un live, am făcut eu de câteva ori, dar hai să vă arăt și acum. Stai mă, că nu e ăla mă. A, e altul mă, da mă, e altul, hai să văd și eu, că chiar nu știu, asta cred că e să adun dovleci, quest info. Quest info. Bă, cum văd quest-ul. S-a scos quest-ul ăla, cred că cu biologul, gen, unde trebuia să aduni mere și după aia să te duci la aia să-i dai merele și erau stricate, că nu era locația asta. Dar nu știu care e comanda, gen, să văd quest-ul. Quest info, eu știam că e, dar nu e asta. Hai să văd dacă dau start quest ce se întâmplă. Nu există comandă. Deși, cum văd și cum văd. Detalii. Cred că doar pe forum. Găsim, dar mă duc imediat și vă zic cam... Bă, premiile probabil sunt cam aceleași, gen ca la orice... Ah, start quest. Cred că mi-arată acum, de fapt, când au start quest, dar premiile sunt cam aceleași la toate quest-urile de pe Samp, puncte, premium, bani, culori. Și cred că a fost adăugată mașină nouă, din câte am înțeles, se vorbea dinainte să se dea drumul la quest-ul ăsta, că o să adauge mașină nouă sau o să readauge Patriotul, care a fost foarte de mult pe server. Și ar fi vrut să-l readauge din nou la quest. Hai că vă zic imediat dacă primesc. Dacă nu, oricum aveți în descriere la clip și forumul și panel și serverul și tot ce aveți nevoie. Puteți să verificați voi. Să nu stau eu acum să bag jocul în bară să mă conectez. Nici nu cred că mai știu contul de forum. Bă, dar unde dau mă start quest? Că mă duc greșit vr. Nu vehicul personal, auzi mă. Ai ori asta la contul VIP că, sau la Legend? Întrebarea ta a fost ștearsă. Bă, ești prost, am pus întrebare de 30 de minute, cred. Mamă, niciunul, bă, un helper activ și nu mi-a răspuns la N. Ia mai să dăm aici start quest. Bă, what the fuck, aici e și casă. Cum ajung mă ăștia pe vapor? Lol. Dar pe sinking. Ce sinking? Ce sinking văd mă ăștia aici? Ăsta cred că. Trebuie să mi-l pun pe ăsta acolo, aproape. Stai așa. Să pun sinking-ul. Iar în mașina lui ăla în apă, dar nu-i problemă. Sper că pot să mor de aici. Da mă, și până dau eu start cu ăsta, să vă zic de job-ul nou. E ceva gen stil Minecraft sau dacă ați văzut voi au, dacă ați văzut voi pă dă-te dracu că nu merge clipurile cu GTA 5 RPG unde am filmat pe Rage, e ceva în stilul la jobul miner, de fapt cred că e exact cam același lucru, gen minerul de pe GTA 5 RPG unde am jucat pe Rage. Ăsta e shop. Trebuie să merge să faceți minereuri, start quest. A, ce dracu, eu stau, nu mă așteptam. Te rog, informații, comoara pierdută, ce dracu să stăm? 4 bucăți de hartă. Le vizită și încerc să ajut de mai multe informații. Bă, ești nebun, nu știu ce quest e ăsta, mă, nu l-am văzut niciodată. Da, mă, și ce vă ziceam de Minecraft și de fierar, gen... O să aveți un pickaxe când începeți prima dată să faceți job, wooden pickaxe și mi-a aruncat info în apă și după aia, gen, puteți să mineriți cu el așa, după aia o să trebuiască să-l faceți plus 9
La fiecare plus 9 nu am mave. Da să văd dacă avem la clan mave, căci că e ușor. Maverick. Spawn. Bă, de ce nu merge? Ah, ok, și acum teleport. După o să trebuiască să-l faceți plus 9, la fiecare plus 9 o să puteți să-i dați, n-am licența. După aia o să puteți să-i dați upgrade, gen din wooden îl faceți de iron, cred, gen de fier, după la fel îl faceți iar plus 9 și la fiecare plus și fiecare upgrade primiți, aveți șansa să faceți minereuri diferite până ajungeți cu el la premium pickaxe și când îl faceți premium puteți să minați puncte premium și aveți, vă dați seama, șanse mai mari să vă dea... E în dreapta. Aveți șanse mai mari să vă dea minereuri mai bune, diamond, emerald și toate prostiile. Și că o să fie destul de scumpe și puteți să faceți, jobul cu un motor, pentru că e la carieră, gen doar în groapa aia de la carieră. Bă, ăsta mă duce greșit, mă duce greșit. Hai că mi se mai deschide, am înțeles. Cred că mi se duce și checkpoint-ul. Da, s-a dus dracu. În fine... Dacă vreți să vedeți quest-ul, puteți să veniți voi să-l faceți, nu știu care-i treaba cu el, nu l-am mai văzut niciodată. Hai să-mi aduc altă mașină de la clan, am rămas fără mașini, asta e nașpa. O să trebuiască să stau cu mașinile de clan ceva timp, o să-mi cumpăr eu un weekend, adică astăzi, că voi vedeți clipul sâmbătă. O să vreau să fac și un giveaway cu banii ăștia de... 125 de miliarde, nu știu cât o să dau la giveaway, cred că o să dau 100 și de 25 îmi iau eu o mașină, vedem. Doar că vreau să-mi iau o mașină care gen să pot să o teleportez la mine și trebuie să fie VIP plus din câte am înțeles, parcă, și cred că o să coste destul de mult, dar cred că mi-ajunge de un sultan sau, nu știu, o mașină mai slabă, nu vreau neapărat Infernus. Și hai să vă arăt gen locația măcar acolo unde o să fie jobul la miner. Nu vreau să fie foarte lung clipul ăsta, o să vreau să fac... alte clipuri, am deja thumbnail-uri pregătite, doar că n-am apucat să filmez clipurile, gen thumbnail-urile mi le face Coaz. Dacă vreți thumbnail-uri și orice ține de design de la el, aveți în descriere detaliile lui de contact, Discord-ul, că acolo acolo stă el cel mai mult și aveți și un portofoliu de lui să-i vedeți lucrările, gen nu e foarte scump pentru că e la început și eu zic că dacă sunteți youtuber gen micuți. Da, și nu pot să... Cred să mă cobor. Da, mă, și aici o să fie, uite, unde... Bă, what? Cred că deja au băgat clădirea. Că asta nu știu dacă era aici. Nu știu, poate vorbesc prostit, dar aici o să fie gen în față, aici o să fie Ferrari, o să fie pickaxe-urile înșirate pe o măsuță și veniți, nu știu ce apăsați, E, Y, chiar nu știu, și o să puteți să-l faceți plus și aici vindeți și toată treaba gen aici în carieră o să faceți. Și o să fie checkpoint-uri doar aici jos, asta e bine, din că faci checkpoint-urile destul de repede și 1% șansă să primești un punct premium sau cred că 3 e maxim, nu știu, poate vorbesc prostii, 1 sau maxim 3 puncte premium, dacă stai gen într-o zi și faci 20-30 de puncte premium, zic că se merită să faci job-ul, cred că o să fie cel mai populat job de pe server. Mai ales că faci puncte premium și nu trebuie să donezi pentru ele și o grămadă de bani pe joc. Timp poți să faci foarte mulți bani și din minere, că o să fie destul de scumpe, și din puncte premium, doar că o să fie destul de greu să-l faceți pickaxe-ul ăla plus 9 și să fie premium, gen după aceea să-l upgradați. O să vă ceară la un moment dat și puncte premium și bani, plus bani la fiecare plus. O să vedeți când o să fie adăugat, gen... Intrați și voi pe server, aveți în descriere IP-ul, DNS-ul, nici nu știu ce o să vă las, pentru că nu mai am descrierea aia care o aveam cu serverul, dar vă aștept pe server. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, am fost Hunter și ne vedem data viitoare.